tu combini în modul cel mai straniu idealismul și realismul practic. Pe de-o parte, ești o personalitate creativă și sensibilă și, pe de altă parte, demonstrezi o mentalitate logică și științifică. Lucrezi foarte mult, ești responsabilă, dotată cu inteligență frumoasă și o imaginație vie, visătoare, care încearcă să-și transpună ideile în practică, vrei să fii implicată în valori pe termen lung. Prin combinarea tuturor aspectelor naturii tale în munca ta, poți transforma planurile inovatoare în realități concrete. Poți trăi și lucra, aproape fără contact cu lumea exterioară. Deși poți alege în mod inconștient un stil de viață solitar, încerci în mod constant să te ascunzi de părerile enervante în opinia ta, ale altora. Cu toate acestea, singurătatea nu este încă o necesitate interioară, ca singura șansă pentru o muncă mai intensă. Chiar dacă ești invitată să faci o plimbare sau să-ți petreci timpul cu prieteni, tu poți rămâne acasă, pur și simplu pentru că ești sigură că ți va fi mai bine acasă. Foarte deschisă și creativă, tu vezi izolarea ta relativă ca parte integrantă a muncii tale. Ești capabilă să te concentrezi perfect și să-ți rezolvi eficient sarcinile care ți sunt atribuite. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: talent, dăruire, spiritualitate, religiozitate, ajutor, romantism, blândețe. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine, totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii. Așa că ar trebui să fii atentă, sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiunii excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de critică, precum și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. Universul ți-a dăruit o imaginație dezvoltată, idealism, iar ziua de naștere aduce o personalitate picantă. Datorită acestei combinații controversate, poți lucra în sfera științelor exacte, dar în același timp ai o percepție artistică frumoasă asupra realității. Ești foarte inteligentă și ai o imaginație excelentă. Ești responsabilă în munca ta. Încerci să-ți traduci în realitate visele și ideile, luptând activ pentru realizarea lor. Așa cum se potrivește idealistului, apreciezi idealuri înalte și pure, în beneficiul cărora poți fi gata să-ți dai viața. Poți fi un mare inovator care nu se teme să producă noi idei netestate și să facă lumea un loc mai bun. Preferă companie dovedită de prietenii apropiați. Intimitatea este foarte importantă pentru tine și te străduiești în mod constant să o găsești în toate sferele vieții tale. Ești mai fericit în locuri modeste și sigure, unde ai posibilitatea de a te înconjura cu oameni plăcuți și lucruri care îți oferă plăcere estetică. Fiind prinsă de mulțime,
Începi să te simți neliniștită. Cu toate acestea, luând parte la evenimentele de masă, adesea te simți atât de în largul tău încât aduci un sentiment de prietenie specială în dispoziția generală. Ai tendința să-ți îmbunătățești biroul sau casa. Ai un flair special pentru simplitate și eleganță, care este apreciat mult mai mult decât ce este ostentativ de lux. Poate că asta este datorită situației tale financiare, poate că ai fost forțată să fii modestă mult timp și nu ești impresionată de lucrurile pompoase. Ai o mare plăcere să împărtășești rezultatele muncii tale cu alții, chiar și cu cei pe care tu probabil nu îi cunoști. Pentru tine, vestea obișnuită că cuiva îi plac creațiile tale înseamnă mult mai mult decât o întâlnire elegant aranjată cu fanii. Timiditatea este o calitate care cu siguranță este dragă oricărei inimi, însă tu trebuie să înveți să fii energică atunci când este necesar și să lupți pentru ceea ce dorești să obții. Asertivitatea este calitatea care îți va oferi un avantaj în rezolvarea unor sarcini dificile de viață. Nu ești similară cu alții nativi din pește având astfel de calități, ești inteligentă, hipersensibilă, feminină, fină și delicată, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicile tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 4 martie soarta ta? Duci o viață izolată. Pentru tine, intimitatea este importantă, reducând contactul cu lumea exterioară. Din exterior pari monotonă și plictisitoare. Deși acționezi atât de inconștient, dorința ta de a te ascunde de vederile din jur depășește uneori activitatea ta. Ești foarte sensibilă. Poți fi supărată de cuvântul necurat vorbit de oamenii din jur. Ești norocoasă în toate categoriile de viață. Dar cel mai important lucru pentru tine nu este să nu cedezi în fața oricărei tentații. Trebuie să fii mai gospodăroasă și conștiincioasă, să duci o viață prin mijloacele tale, fără excese. Îți place să fii acasă singură. Dintre două opțiuni propuse, prioritatea ar fi să stai acasă decât să faci o plimbare cu prietenii. Aceasta este cheia succesului tău. Faptul este că obții cele mai bune rezultate prin lucrul în izolare. În acest caz, munca ta este mai intensă și mai productivă. Ești foarte concentrată și îți iei munca în serios. Toate obiectivele sunt atinse la timp și eficient. Ai câțiva prieteni apropiați, credincioși, în care poți avea încredere cu secretele și experiențele tale. Nu îți place un număr mare de prieteni. Secretul și intimitatea? Acesta este motoul tău. În viața personală este important să știi că ești iubită și prețuită. Ești atât de delicată încât în necazurile din familie te pot face săracă pentru o viață. Nu-ți înșeli partenerul. Dacă simți că dragostea este reciprocă, tu răspunzi la aceste lucruri cu grijă și bunătate. Tu vizitezi frecvent locuri familiare în compania ta favorită, prinsă într-o mulțime zgomotoasă. Poți simți panică și anxietate. Cel mai probabil, vei încerca să te ascunzi de toată lumea, găsind un colț confortabil cu lucruri plăcute inimii. Dar în compania ta, oamenii din jurul tău simt o atitudine pozitivă și bunătate care emană de la tine. Îți idealizezi casa și locul de muncă. Te caracterizezi prin simplitate și eleganță, care uneori sunt mult mai apreciate decât luxul. Îți place să simți propria ta valoare. Cu multe talente, tu poți crea capodopere mari, dar tu nu te simți bucuroasă să creezi o capodoperă, ci dacă este apreciată de alții, că ești valorizată și admirată. Poți fi de o modestie întruchipată, foarte timidă și jenată atunci când ești lăudată, calitate care este plăcută altora, dar oamenii necinstiți o pot folosi. Nu ai asertivitate. Aceasta este o trăsătură caracteristică care îți va oferi un avantaj în viață și te va ajuta la rezolvarea mai multor probleme.
Dragoste și compatibilitate. Insecuritatea ta inerentă apare adesea la suprafață în relații strânse. Ești un partener dedicat, generos care îi protejează pe cei dragi. Ai nevoie de un partener capabil să răspundă la o astfel de îngrijire cu dragoste și respect. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Cauți singurătate în viață și în activitățile tale profesionale. Este mai bine ca tu să lucrezi fără martor și în absența colegilor, atunci munca ta este mai productivă. Poți evita aproape complet contactul cu realitatea care te înconjoară. Prezența altora pare a fi prea intruzivă, iar privirile lor interferează cu munca ta. Uneori chiar refuz să mergi în compania prietenilor, preferând să rămâi singur acasă, fiind mult mai confortabil pentru tine. În singurătate, ești perfect concentrată și lucrezi minunat. Ai foarte puțini prieteni, dar de obicei sunt foarte apropiați. Nu-ți plac mulțimile. Nu apreciezi în mod deosebit luxul și bogăția, cu atât mai rar te afli la dispoziția lor, dar ești o adevărată stăpână a confortului și frumuseții. Ca estet, te înconjori cu lucruri extraordinar de bine selectate, care împreună creează o atmosferă unică de creativitate și relaxare, în funcție de scopul camerei. Este indicat să ți se permită să proiectezi spații de birouri. Datorită unei imaginații și idealizării dezvoltate a lumii, te poți realiza în lumea științelor exacte, dar ai și abilități creative. Sănătate și boli. Va trebui ca permanent să ai în minte sensul proporțiilor, deoarece te poți prăbuși în două extreme, fie să absorbi rapid snacks-uri în fața televizorului, care sunt foarte dăunătoare pentru digestie, fie, dimpotrivă, petreci multă timp la masă, supraalimentându-te. Trebuie să lucrezi pe tine însăți pentru a dezvolta abilitatea de a comunica. Hobby-uri, cluburi de vizitat, divertisment, tot ce include o distracție plăcută, aceste lucruri este cu siguranță necesar pentru tine. În ceea ce privește sportul, preferi dansul, alergatul, mersul pe jos, deoarece contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea armonioasă a personalității. Deși ești destul de capabilă să faci niște sandvișuri în compania unui televizor, vei fi totuși mai plăcută dacă mâncarea devine o oportunitate convenabilă de a socializa cu prietenii și familia. Dificultățile psihologice care decurg din lipsa posibilităților de confidențialitate, din cauza interdicțiilor părintești în copilărie, pot fi depășite prin contactarea specialiștilor. Soarta și norocul. Ești hotărâtă, cu un caracter puternic, încrezătoare în puterile tale. Vibrațiile zilei sunt de așa natură încât ele sporesc toate caracteristicile cele mai bune ale personalității tale. Ești o câștigătoare, trăiești îndrăzneț și cu încredere în viață, reușind în afaceri. Reușești cu ușurință și există pericolul ca această ușurință în atingerea scopurilor dorite să ducă la greșeli și acțiuni fără grijă care îți vor agrava mult condițiile de trai. Trebuie să fii mai înțeleaptă, să nu te dedici capriciilor, să te raportezi în mod rezonabil la viață, să-ți îndrumi abilitățile în beneficiul tău și al celor dragi, astfel încât să nu ajungi la fundul sacului. Sfaturi pentru tine. Munca în folosul altora este foarte utilă, dar ceea ce trebuie să lucrezi pentru tine, este timiditatea și excesul de modestie.
Aceste calități sunt apreciate în mod tradițional, totuși, există o măsură pentru tot, în afaceri și muncă, o mare activitate și vigoarea nu te vor împiedica, iar aptitudinile de autoprezentare și de încredere în sine în limite rezonabile nu au omorât pe nimeni. Fă un efort ca să intri mai mult în contact cu oamenii. Nu te folosi de singurătate pentru a evada. Uneori nu ai suficientă asertivitate și energie susținând punctul tău de vedere, aceste calități te vor ajuta să atingi ceea ce dorești mai repede. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.